Bună ziua! Sunt Elena Stănescu și vă voi prezenta astăzi pastila de marketing. Vom vorbi despre valorile de marketing. În urma numeroaselor testări specializate, s-a ajuns la concluzia că există 8 elemente cheie sau valori de marketing esențiale care compun mesajul. Primul este beneficiul perceput unic. O afirmație simplă care diferențiază afacerea ta de cele ale concurenților în mintea clienților și potențialilor tăi clienți. Într-un fel, este versiunea scurtă a mesajului tău. Este ceea ce face ca tu să ieși din mulțime. Un altul este titlul. Acea parte care atrage atenția potențialului client. Dacă titlul trece neobservat, asta înseamnă că e pierdut. Nu îți vor citi scrisoarea, anunțul sau broșura și nu vei obține un răspuns sau un ecou atât de mare cum ar trebui. Cu alte cuvinte, titlul face diferența între succes și mediocritate. Un altul sunt beneficiile. Ce obțin clienții? Un beneficiu descrie rezultatul unei caracteristici. O caracteristică este o afirmație despre ceea ce faci tu sau produsul tău. Are o valoare limitată întrucât nu comunică acel factor eu ce câștig pe care îl caută cumpărătorii. În realitate, oamenii nu cumpără produsul sau serviciul pentru ceea ce face caracteristici. Ei cumpără rezultatul pe care produsul sau serviciul tău le obțin pentru ei, beneficii. Un altul este oferta irezistibilă. Folosirea ofertelor irezistibile este modul etic de a cumpăra interesul clienților. Există 3 oferte irezistibile care merg întotdeauna pentru orice afacere. Testări gratuite ale produselor sau serviciilor tale, cea mai bună ofertă, studii speciale gratuite sau produse și servicii suplimentare incluse gratuit. Un alt element cheie este o reprezintă garanția sau asumarea de risc. Beneficiul produsului sau serviciilor tale apare doar după ce vânzarea are loc. Uneori, asta poate să dureze zile, săptămâni, luni sau chiar ani după achiziție. Acest lucru în sine pune un risc enorm pe umerii potențialilor cumpărători. Riscul cel mare este că deseori acesta împiedică să cumpere. Totuși, dacă reduci sau elimini riscul, consecința naturală este că oamenii vor fi mai înclinați să cumpere de la tine. Nu-i așa? Acesta este secretul conceperii unei asumări de risc sau unei garanții puternice. Asumarea de risc nu e nimic altceva decât o simplă metodă de ridicare a barierelor din calea vânzării și asigură înlăturarea obiecțiilor și temerilor, înleznind clientului achiziția. Un alt element cheie îl reprezintă motivele. Doar spunând că produsul sau serviciile tale sunt bune sau cu cât mai bune decât ale concurenței, nu va fi de ajuns pentru a-i convinge pe potențialii clienți să cumpere. Pe lângă beneficiul perceput unic, beneficii, mărturii, asumarea de risc, trebuie să ai mereu la îndemână motivele. Confirmarea socială este și aceasta un element cheie. Ce este confirmarea socială? Confirmarea socială este în esență un factor psihologic inerent nouă tuturor. Este prezent printre însușirile noastre de când suntem homo sapiens. Se centrează pe faptul că în esență urmăm ceea ce fac alții. Ne înscriem pe aceeași cale. Acest lucru este cel mai evident când ne aflăm într-o situație nesigură. Ne face decizia mai ușoară, de fapt când operează confirmarea socială, mintea noastră trece pe pilot automat și prin natura umană îi urmăm pe ceilalți. Un alt sau ultim element cheie sau valoare de marketing reprezintă solicitarea acțiunii. Aceasta este o parte esențială și finală a mesajului de marketing. O solicitare de trecere la acțiune dă cititorului un motiv să acționeze acum.